Matei, capitolul 24, versetul 44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, ha, stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă repet, dar o fac cu bucurie. Mă bucur nespus să fim în dimineața aceasta în mijlocul adunării dumneavoastră. Mulțumesc, frate Nelu, pentru invitația pe care ne-ați făcut-o. Poate că v-ați uitat la noi cei care am cântat, să știți că nu suntem misogini. Nu am fost decât bărbați în față, prețuim doamnele noastre, 4 din 5 cei care am luat loc aici în față suntem căsătoriți, unul este pe drum, dar mai are încă școală de făcut și îl lăsăm să-și termine școala și pe urmă îl căsătorim și pe el. Andrei este un băiat din Constanța care a venit la școală și nu pierde vremea, s-a lipit de adunare, s-a lipit de biserica noastră și îl slujește pe Domnul și ne bucurăm pentru lucrul acesta. E o bucurie pentru noi ca și bucureșteni, fiind un centru universitar, e o durere pentru toate bisericile din orașele, chiar și din orașele care nu sunt centre universitare așa puternice precum e Bucureștiul, Iașu, Constanța, Craiova, Timișoara, Constanța nu e chiar așa mare, Iași, Timișoara, Cluj. Mulțumesc lui Dumnezeu că în dimineața aceasta, în formula aceasta, am venit să vă slujim, să ne bucurăm cu dumneavoastră și pe dumneavoastră. Mă bucur să vă revăd pe, cred că marea majoritate, pe cei mai mulți dintre dumneavoastră vă cunosc și îmi sunteți dragi și știu că suntem și noi dragi de asemenea. Zice sora Ani, amin. Să vă spun un lucru, laudaia Domnului. Laudaia Domnului. Prima familie care m-a invitat la masă în urmă cu 21 de ani a fost familia Dincă. Și n-o să uit. De-am și spus așa. Așa că poate vă gândiți să luați pe Andrei în dimineața asta. Zice Scriptura că unii fără să știe au găzduit? Asta este. Trăim vremuri grele și complicate. Ca un observator, doar observator al eșichierului politic, mai ales politica internațională, stau și mă întreb ce vremuri tulburi trăim. Domnul Erdogan în câteva zile se va duce să pupe poala țarului. Și dintr-o dată există o înțelegere și cu Iranul. Și mă întreb, adesea mă întreb, cât mai e până ce Hristos Domnul nostru se va întoarce? Vedeți, tatăl meu care are 88 de ani, peste 2 luni, a trăit toată viața lui cu această speranță că într-o bună zi îl va vedea față în față pe Hristos. Și această așteptare escatologică, cred că fiecare credincios o nutrește. Martin Luther a trăit-o. Sfântul Apostol Pavel a trăit-o. Ar fi o prostie din partea noastră să trăim precum robul acesta, pilda pe care am citit-o, ne prezintă 2 modele de rob de slujitori. Unul care își împlinește slujba, iar celălalt care zice, a, stăpânul zăbovește.
Ei, dacă ești în dimineața aceasta, aș vrea să iei aminte la cuvântul Domnului și aș vrea să-ți cercetezi viața și aș vrea să-ți o inspectezi în așa fel încât să înțelegi în finalul acestei expuneri, să-ți pui întrebarea și să înțelegi, îl aștepți sau nu îl aștepți pe stăpânul? Să înțelegi clar, să-ți fie limpede dacă îl aștepți sau nu îl aștepți pe stăpânul. Știu, pentru cei mai mulți dintre noi, sfârșit înseamnă cataclisme, înseamnă teroare, înseamnă durere și cred că va fi. Biblia ne spune că datorită celor aleși, vremea va fi scurtată. Frații mei, creștinul, noi credincioși trăim o altă realitate. Marcu, capitolul 13, versetul 32. Versetul ăsta a ridicat o mare dilemă și o mare frământare în inimile credincioșilor, în inimile tuturor acelor care au citit acest verset, Marcu 13 cu 32. Oamenii s-au uitat la acest verset și au zis, domnule, cum e posibil ca Iisus Hristos să nu știe? Cât despre ziua aceea, ne spune evanghelistul Marcu, în cuvintele Mântuitorului, Marcu 13 cu 32. Ștefania. Marcu 13 cu 32. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa, că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici fiul, ci numai tatăl. Și văd și am cunoscut această frământare, domnule, cum e posibil ca fiul să nu știe? Luați aminte, faptul că fiul nu știe, faptul că îngerii nu știu, pălește în ochii mei, pălește în fața gândului că tatăl știe. Nu vă uitați la acest verset și vă luați cu mâinile de cap, auleu, dar de ce nu știe fiul? Bucurați-vă că știe tatăl! Bucurați-vă că tatăl are toate lucrurile în mâna lui, că le stăpânește! Că nu și-a luat vacanță, n-a plecat în concediu, tatăl le are pe toate în mâna lui și acolo sunt asigurate. Și tatăl știe exact când va pune final acestei lumi și vă mărturisesc că gândul ăsta îmi dă speranță, îmi dă bucurie, îmi dă siguranță. Matei capitolul 24, în începutul capitolului, la versetul 3, există o întrebare și această întrebare este prezentă pe buzele tuturor românilor care vorbesc despre Apocalipsa. Apocalipsa, sfârșitul lumii, e sfârșitul lumii. Știți care este întrebarea pe care orice om și-o pune vis-a-vis de Apocalipsă? El a șezut jos pe muntele măslinilor, asta și-au pus-o ucenicii cu 2000 de ani înainte. Și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne când? Asta este întrebarea de bază când vorbim despre Apocalipsa, despre vremea sfârșitului. Când? Vrem să știm când? Și unii sunt artiști în a face calcule. Le-aș spune celor care sunt cu pixul și cu notes în mână și cu foi și cu socotel, le-aș spune să citească Marcu 13 cu 32, că n-au nicio șansă. Și dacă încrederea mea, frate și soră, fii cu luarea minte, dacă încrederea dumitale, încrederea dumneavoastră e în calcule, există o probabilitate, există o posibilitate ca calculul dumneavoastră să fie greșit. Există. Dacă încrederea este în cel veșnic, în cel adevărat, în stăpânul, în cel atotputernic, nu greșim niciodată, dacă încrederea noastră este în el. Vis-a-vis de vremea sfârșitului, întrebarea de bază nu este când se vor întâmpla lucrurile, ci observați că la această întrebare, ucenicii o pun când se vor întâmpla lucrurile, Mântuitorul răspunde la o altă întrebare. Știți care este întrebarea ipotetică la care el se apucă să răspundă în tot capitolul 24? Cum? Cu alte cuvinte, le spune ucenicilor, domnilor, pe voi vă interesează să știți când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Aveți nevoie, zice Mântuitorul, aveți nevoie să știți cum să trăiți în vederea acelor lucruri. De aia cred că, iată, gândul cel mai important cu privire la escatologie, la lucrurile de pe urmă, calul alb, calul roșu, când vine, când... Cel mai important gând, cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știi, frate și soră, legat de evenimentele zilelor de pe urmă, este acesta. Și cred că nu greșesc când în momentul în care faci o afirmație cel mai important, trebuie să fii stabil și destul de solid ca zici cel mai important. Cel mai important gând cu privire la evenimentele zilelor de pe urmă este să fii gata în orice moment. Nu cred că e altul mai important. Despre asta spune pilda pe care Mântuitorul le-a spus-o ucenicilor. Să fii gata în orice moment.
Și aș vrea să ne ducem la pilda, la pilda noastră. Observați, Mântuitorul ne prezintă aici doi oameni sau doi stăpâni. Două persoane diferite care, interesant e, și unul și celălalt sunt robii stăpânului. Sunt robii tatălui și asta îmi stârnește mie o responsabilitate mai mare. Pentru că ascultați, poți fi în dimineața aceasta robul lui Hristos. Să te socotești robul lui Hristos și să nu-L aștepți pe Hristos. Pam, pam. Poți fi robul lui Hristos, dar în sufletul tău să fii departe de El, să nu-L aștepți pe Hristos și o să vedem ce se întâmplă cu cei doi oameni. Observați, îl luăm pe primul. Un om care așteaptă reîntoarcerea stăpânului este un om, priviți împreună cu mine la versetul 45, care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. În dimineața aceasta ai posibilitatea să te verifici pe tine însuți dacă cu adevărat îl aștepți pe Hristos. Pentru că atitudinea pe care o ai vis-a-vis de stăpânul, fii foarte atent, îți dictează tot parcursul tău până când el se va întoarce. Felul în care te raportezi la venirea lui îți dictează tot parcursul tău până acolo. Ce face robul acesta? Este un om care își înțelege locul și acceptă provocarea stăpânului. Și în trupul lui Hristos sunt diferite provocări. Sunt diferite chemări. Sunt diferite slujbe. Sunt diferite responsabilități. Robul care îl așteaptă pe Hristos acceptă provocarea stăpânului. Este unul dintre ei. E unul dintre robii lui. E una dintre slujile lui. Omul care îl așteaptă pe Hristos înțelege că slujba asta este o slujbă continuă. Ce face el? Un verset în urmă. Ce face în urmă? Înainte, da, înainte. 45. Ca să le dea hrana la vremea hotărâtă. De câte ori mâncați pe zi? De câte ori? Cel puțin de două ori, corect, da? Cel puțin de două ori? Bun. Unii mănâncă și de trei ori, alții mănâncă și de cinci ori. Te trezești alte ori pe la 10:30 și zici, nevastă, vreau și eu așa, o gustare. Și te duci în bucătărie și stai 40 de minute pentru gustarea respectivă. Ce face omul acesta? Dă hrană la vremea hotărâtă. Responsabilitatea lui e atât față de stăpân, cât și față de sclavi. Înțelegeți? Este unul dintre ei. Omul acesta înțelege că e o slujbă continuă, nu se oprește. Trebuie să-i hrănească familia mea care locuiește în Banat și a umplut ograda cu tot felul de animale. Tot felul de animale. Și când le mai zic, mă, fraților, hai veniți și voi pe la mine. Nu putem. De ce? Trebuie să dăm la porci, trebuie să dăm la pui, trebuie să dăm la aia, trebuie să dăm la aia. Adică nici măcar o zi nu. Și dacă pleacă o zi, dacă se întâmplă să fie mare eveniment, vorbesc cu vecinii. Băi, vecine, du-te și dă la... Du-te și hrănește. Fraților, mai ales noi lucrătorii și dumneavoastră, cei care vă ridicați, puneți mâna pe Scriptură și oferiți hrana adunării.
Ascultați-mă cu atenție. Responsabilitatea asta nu e o responsabilitate de 2 săptămâni. Nu e o responsabilitate de 3 luni. Nu e o responsabilitate pe care azi am chef să o fac, mâine nu mai am chef să o fac. Azi vreau, mâine nu mai vreau. Înțelegeți, frați și surori, că un om care îl așteaptă pe stăpânul e un om care non-stop, pentru că confrația lui trebuiau să mănânce în fiecare zi. În fiecare zi omul acela oferă hrană. Și frate Nelu, mă rog lui Dumnezeu ca să fiți omul acela. Să fiți omul acela care în mod continuu, în mod constant, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu putere, cu har de sus, să vă împliniți bine slujba, asta la care ați fost chemați, să hrăniți adunarea. Vezi, poate de asta nici nu cred în anotimpuri de slujire. Nu am eu foarte mulți ani, dar în trecerea mea prin lumea aceasta am cunoscut oameni care, frate, porneau așa de tare, la un moment dat nici nu știai. Val vârtej, gata, să facem, să dregem, versete peste versete, cântări, slujire, bă. 2 luni, după 3 luni, s-a fusit. Iar a mai trecut un an, doi, poc, tare, hei, rup, dă înainte. Și ai zice că de data asta, se va ține. Poveste. Cuvântul din dimineața aceasta este o avertizare pentru toți cei care bifează slujirea în anotimpuri. Hai, mai slujim, ne mai lăsăm, mai slujim, ne mai lăsăm, mai slujim, ne mai lăsăm. Frate, fratele meu și suror, nu-i vorba doar de cei care mânuiesc cuvântul, dar fraților. Dacă pretindeți că l-așteptați pe stăpân să vină, slujirea nu-i concurs la canguriadă. Azi slujesc, mai peste 5 metri iar mai slujesc, este o slujire continuă. Pentru că frații au nevoie să fie hrăniți non-stop. Și un om care îl așteaptă pe stăpân e un om care are o dublă responsabilitate, atât față de stăpân să-și împlinească slujba, cât și față de colegii lui. Responsabilitatea în trupul lui Hristos este și față de cap, este și față de celelalte mădulare. Observați, omul acesta este un om care datorită credincioșiei lui va fi răsplătit. Va fi răsplătit. Vorbeam aseară, ne-am întâlnit împreună cu cei din echipa de înghinare și am discutat, am planificat, ne-am întâlnit ca să discutăm și să vedem cum să facem slujirea aceasta mai eficientă. Și ne-am uitat în Matei capitolul 6, sunt 3 lucruri pe care Mântuitorul le menționează și le trece la capitolul jertfă, la capitolul sacrificiu. Și Doamne, papucii ăștia greu sunt luați în picioare de credincioșii zilelor noastre. Frate, nu pot. Și Mântuitorul vorbește acolo despre rugăciune, e un sacrificiu să te rogi, da, e un sacrificiu. E un sacrificiu să vii la timpul de rugăciune, la timpul de rugăciune de pe săptămână, da, e un sacrificiu. E un sacrificiu să dăruiești, da, e un sacrificiu. E un sacrificiu să postești, e și ăsta un sacrificiu. Dar ascultați, Mântuitorul zice că toate alea care s-au făcut în ascuns, nimeni nu știe, dar e unul care vede, cine? Tatăl. Tatăl vede și răsplătește. Tatăl vede și răsplătește toată această jertfă. Și un om care, datorită credincioșiei lui, va fi răsplătit în final. Dar vorbim și despre omul care nu-l așteaptă pe stăpân. Priviți împreună cu mine de la versetul 48. Omul acesta care nu-l așteaptă pe stăpân este versetul 24. Ștefania, tăiem din salariu, dacă mai... 24 cu 48. Observați, omul ăsta care nu-l așteaptă pe stăpân să vină, este din start catalogat ca fiind un om rău. Și aici este o avertizare. Noi ne putem uita unii la alții. Noi ne știm, ne cunoaștem, ne salutăm, ne îmbrățișăm, ne zâmbim frumos unii altora și noi ne putem socoti
Unii pe alții ne putem socoti oameni buni. Cum e? A, e băiat bun. Ala, a, e, băiat, e, e fată de treabă. E femeie bună. Dar ascultați-mă. În lumina acestei așteptări, a acestui adevăr din Scriptură, Mântuitorul te consideră din start un om rău dacă nu-L aștepți pe Hristos. Oricât de bun te-ai socoti, faptul că nu-L aștepți pe Hristos să se întoarcă, ești din start catalogat de El, nu de noi. Din start ești catalogat ca fiind un om rău. Dar dacă este un rob rău, observați, vă rog, omul ăsta rău are un dialog cu sine însuși, care, fiți foarte atenți, nici măcar nu verbalizează. Acum, eu, dacă ar fi să mă uit peste adunare și să zic, fratele l-așteaptă pe stăpânul, sora l-așteaptă, fratele nu l-așteaptă pe stăpânul, sora nu l-așteaptă. Ai zice, Doamne, dar de unde știi lucrul ăsta? Observați, vă rog, era doar un exemplu, observați, vă rog frumos că, observați, vă rog frumos, că Mântuitorul este acela care cunoaște cele mai tainice amănunte ale inimii. Omul acesta, robul acesta netrebnic, robul acesta rău, are un dialog cu el. Și în sinea lui zice, ha, stăpânul zăbovește. Zice Scriptura că vine curând, da, mai este vreme. Când lucram în Valaori cu adolescenții, un tinerel care avea vreo 14 ani, 15, zicea, frate, să dea Domnul să nu vină, nici nu era anul, venit anul 2000, să dea Domnul să nu vină până nu ajung și eu să mă căsătoresc. Acum, se pare că suntem în 2016, dar el e tot necăsătorit. Stăpânul, zice în inima lui, stăpânul zăbovește. Observați, frații mei, bătălia se dă la nivelul forului interior. Și dacă ar fi miezul sau... poate gândul cel mai adânc pe care sub călăuzirea Domnului socotesc eu că pe toată durata celor 30 de minute vi-l voi spune, să știți că ăsta este. Urmăriți-mă. Omul acesta este rău. În sufletul lui, în inima lui, zice, a, stăpânul nu vine. Și ceea ce își rostește lui însuși, n-are un impact doar în viața lui. Un verset mai departe, Ștefania. Deci, fraților și surori, faptul că nu-L așteptăm, nu-L mai așteptăm pe Hristos, nu ne afectează doar pe noi. Ok, ești bine, mersi, te duci o veșnicie fără Domnul, treaba ta. Faptul că nu-L aștepți pe Hristos nu te afectează doar pe tine, ci pe toți ceilalți din jurul tău. Nici nu realizăm ce impact poate avea această atitudine vis-a-vis de venirea și arătarea Fiului lui Hristos, Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Nu e nevoie să spui nimănui că nu-L aștepți pe Hristos. Este suficient să-ți spui ție însuți. Pentru că asta va aduce în viața ta o atitudine reprobabilă față de frații tăi. Uitați-vă acolo. Următorul verset. În urmă. Am scăpat. Nu, 49. Dacă va începe, ce să facă? Să ia la umor pe frații lui. Pe cine? Pe aia cu care slujește. Pe cine? Pe stăpân. Fraților, știți de ce avem atitudini adesea nepotrivite față de frații noștri?
Știți de ce avem atitudini nepotrivite față de frații noștri? Știți de ce îi persecutăm? Știți de ce ne apucăm să-i batem? Acum nu ne apucăm să-i batem fizic. Dar dacă le putem strica reputația, le-o stricăm. Dacă putem demola un pic piedestalul pe care sunt așezați, îl demolăm. Lucrul acesta se întâmplă pentru că s-ar putea să nu mai aștepți pe stăpân. Să-ți fi pierdut energia și benzina pe parcurs și să nu mai fi conectat la această realitate. Știți ce se întâmplă cu omul care nu-l mai așteaptă pe stăpân? Uitați-vă acolo. Și anturajul îi se schimbă. Ce să mai merg la biserică? Sunt lucruri slabe, lucruri pentru babe, pentru moși, nu sunt pentru noi. Nu sunt pentru noi. Săptămâna asta m-am întâlnit cu cineva și mi-a spus, după 14 ani m-am întors înapoi pe drumul pe care am fost până acum. Și mi-l duc. Ascultați. Tot cred că credința baptistă, el a fost un credincios baptist. L-am botezat eu în 2001. Tot cred că asta e calea bună, dar eu nu mai pot merge pe ea. Faptul că nu-l mai aștepți pe stăpân să se întoarcă, îți poate schimba și anturajul. Și în loc să slujești cu frații, bei cu bețivii. Și mănânci cu ei. Și nu mai ești în slujbă. Nu mai ești în slujba stăpânului. Ești la crâșmă. Ești într-o închisoare a sufletului tău din care nu mai poți ieși, frați și surori. Să nu ne culcăm pe ureche, că stăpânul încă n-a venit. Înțelegeți, ziua aceea va fi o surpriză și împrejurarea aceea va fi o surpriză pentru noi toți. Mai există o altă pildă, nu o să mă ocup de ea, în Luca, capitolul 19, tot o pildă pe care Mântuitorul o spune în aceeași idee, stăpânul a plecat pentru o perioadă îndepărtată, într-o țară îndepărtată, de unde are să se întoarcă. Vedeți, uneori avem impresia că Domnul a dispărut din peisaj. Dar e o perioadă îndelungată, așa ne spune Biblia. Zice, un om de neam mare, Luca 19:12, s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Uneori am impresia că Domnul și-a luat o perioadă mult prea lungă. Dar el ne-a spus asta. Dar vedeți, parabola aceasta din Luca 19, asupra căreia nu mă voi apleca în dimineața aceasta, ne spune ceva. Că atunci când Domnul se va întoarce, va fi în același timp bucuros și mânios. Va fi bucuros pentru cei care și-au făcut slujba, pentru cei care și-au împlinit menirea. Domnul este bucuros atunci când energia mea, când viața mea, când tot ceea ce am și stăpânesc și posed e pus în slujba lui Hristos, când sunt preocupat și mă preocup în mod constant să maximizez cumva împărăția lui, Domnul este bucuros și ce face? Răsplătește această energie, acest efort pe care l-am depus în împărăție. Pe de altă parte, observați, vă rog, în versetul 21 din Luca 19, zice, sunt unii care sub pretextul foarte bine că îl cunosc pe stăpân, că zici, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Ei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat, vor fi o grămadă de oameni, Biblia spune asta, care în final vor spune Domnului, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi toate aceste lucruri, vor fi în ziua judecății mulți oameni bucuroși și alții vor fi mânioși. Pentru că Hristos se va uita la ei și le va spune, îmi pare rău, dar nu vă cunosc.
Nu vă știu. Sunt unii care se lasă pe tânjeală în ciuda faptului că îl cunosc bine pe Dumnezeu, dar vedeți că nu e suficient doar să știi că Dumnezeu este un Dumnezeu aspru, să știi că stăpânul ia de unde n-a secerat și n-a secerat de unde n-a semănat, nu e suficient. În dimineața aceasta te întreb, frate și soră, îl mai aștepți pe stăpân? Știți care este ultimul verset din cartea Apocalipsei? Ultimul verset, amin, da. Urmează în curând să fie rostit și de mine, amin, nu? Știți care este ultimul cuvânt? Și Duhul? Ce zice mireasa? Ce zice mireasa Domnului din Maranata, Colentina, în dimineața aceasta? Vino, Doamne Iisuse! Da, mi este dragă viața pe care o trăiesc aici, dar cred cu convingere că nimic nu se compară cu ziua în care îl voi vedea pe Hristos. Nu se compară cu absolut nimic. Îmi sunt dragi multe lucruri pe care le am, le stăpânesc, le posed în viața aceasta. Dar cred că m-ați mai auzit rostind acest adevăr. Nu este nimic mai drag și mai valoros atașat vieții mele în toată vremelnicia mea decât persoana și lucrarea lui Hristos. Toate celelalte sunt detalii. Iisus Hristos în mine înseamnă, așa cum am cântat, sfințenie și neprihănire. Și Duhul și mireasa zic, vino! Și noi îl rugăm pe Domnul cu fața îndreptată spre cer și spunem, vino, Doamne Iisuse! Rostim împreună, vino, Doamne Iisuse! Pentru că biserica ta te așteaptă, pentru că sfinții sunt pregătiți. Și nu uitați, cel mai important gând cu privire la evenimentele de pe urmă este să fii gata în orice moment. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta și El să fie slăvit în viețile noastre. Amin.